Bună dimineața, Transilvania! Bună dimineața, doamnelor, domnilor! Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. O nouă ediție a matinalului nostru începe chiar acum la TVR. V-am pregătit și pentru astăzi subiecte interesante. Spre exemplu, deschidem acest matinal cu noutăți de la TIF, care va începe în curând la Cluj-Napoca, mai precis la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Cristian Hordila ne va da detalii imediat, nu este singurul subiect pe care îl vom trata în ediția de astăzi a matinalului. Transilvania Rally ne aduce ultimele noutăți, pentru că nu mai e mult până când va debuta și acest eveniment. Create Act Enjoy s-a mutat la Casa Nouă și vin să ne spună ce proiecte interesante pun la cale în următoarea perioadă și desigur o așteptăm și pe Ștefana Popcurșeu, care aduce noutăți de la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Ediția cu numărul 16 a festivalului de film TIFF, cel mai important festival din Europa de Est, va debuta în iunie. Așadar, Cristian Hordila este alături de mine și ne va da detalii. Bună dimineața, bine ai venit, Cristian! Bună dimineața, bine v-am găsit! Hai să vedem despre ce este vorba. Cu siguranță ne-ați pregătit și pentru acest an lucruri interesante. Cu ce începem? Cu gala de deschidere, cu evenimentele importante? Oricum nu pleci de aici până nu ne spui cât mai multe. Păi cred că în primul rând ar trebui să începem cu vreme bună, că festivalul ca în fiecare an își concentrează eforturile și invită cel mai mare public în Piața Unirii, mai ales că anul acesta o să avem o piață nouă extinsă și noi o să venim cu un ecran mult mai mare, va fi cel mai mare ecran de open air din România. Și o să avem peste 2500 de locuri disponibile în fiecare seară, iar gala de deschidere va fi, zicem noi, spectaculoasă, pentru că vom deschide festivalul cu o comedie foarte spumoasă despre contradicțiile monarhiei între Belgia și Balcani, se numește Regele Belgiei, și în deschidere vom avea alături de noi corul Sirenelor de la Marea Neagră. Este un cor cu protagoniste din film și care o au în centru pe Nina Nicolina, o celebră cântăreață de muzică tradițională din Bulgaria, și cred că va fi un moment foarte spectaculos. Apropo de gala de deschidere, de care pomeneai puțin mai devreme, și de vremea bună pe care o așteptați, voi cumva, nu știu cum reușiți, dar sunteți feriți de intemperii, de ploaie, întotdeauna. Poate să plouă până în dimineața, până după masa zilei de deschidere TIFF, însă seara, vremea bună se instalează. Da, cred că suntem niște oameni norocoși. Și pe lângă asta ne facem ceva temele. Ceva secret, un dans special, niște incantații, în afară de faptul că Tudor Giugiu, niște nu magii. ne pune să mergem la biserică la începutul anului și de toate sărbătorile legale, și pe lângă asta ne facem temele foarte bine și stăm în legătură cu Centrul Meteorologic Transilvania, încercăm să avem tot timpul prognoza la minut, că ea se emite din oră în oră, dar stăm tot timpul pregătiți cu un plan de backup. Din păcate a trebuit să-l activăm în urmă cu 4 ani de zile, cred că rețin bine. Da, când s-a mutat la Casa gala de deschidere la Casa Studenților. Însă eu zic că anul ăsta, cu toate că până acum am avut o primăvară tumultoasă, eu zic că vom începe cu vreme bună. Și evident că festivalul TIFF e mai mult decât gala de deschidere, asta pentru că aveți zile întregi de proiecții de filme, dar și alte evenimente foarte, foarte importante, da, care se desfășoară și pentru copii și pentru... Păi, anul acesta o să păstrăm programul într-un format cu care v-am obișnuit, adică o să avem peste 250 de filme, aproape 450 de proiecții și evenimente speciale. Din nou, Kirilov e cel care stă și din foarte multe filme. Mihai aproape își termină de predat toate propunerile și materialele. Știu că anul ăsta a reușit câteva lucruri spectaculoase. Cred că unul dintre ele este celebra retrospectiva lui Jean-Paul Melville, pe care a reușit să o pună cap la cap împreună cu cei de la Institutul Francez, și publicul de festival va putea să vadă 6 din capodoperele cinematografiei europene, filme de thriller și acțiune. Jean-Paul Melville, care e o sursă de inspirație pentru marii regizori și filmele deja consacrate cu gangsteri, Tarantino, Martin Scorsese,
dintre aceste 6 filme, în câteva din ele vom putea să îi revedem pe celebri actorii cum e Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. E o retrospectivă spectaculoasă care nu trebuie ratată, pentru că nu știu de câte ori o să mai avem ocazia să vedem pe ecrane mari aceste filme într-un format digital restaurat. Și pe lângă asta, Chiri, ca în fiecare an, a pregătit o întreagă pleiadă de filme. Avem o secțiune foarte drăguță anul acesta care se adresează filmului romantic de comedie, dar cu un flavor european, nu clasicele comedii americane. Cu sirop și... cu sirop și așa. Avem câteva proiecții speciale și eveniment în mare parte în Piața Unirii. Una este proiecția mult așteptatului film, cred că cel mai așteptat film francez al anului, Dalida. Este un film despre celebra cântăreață de origine egipteană care a câștigat, cred că, peste 70 de discuri de aur și este prima artistă care a câștigat discul de platină și discul de diamant. Și este o poveste, o biografie a vieții ei. Avem o proiecție remontată la 25 de ani de la lansare a filmului Twin Peaks în regia lui David Lynch și într-un format tot așa digitalizat. O premieră în Piața Unirii va fi proiecția filmului Istoria Iubirii, The History of Love. E un film în regia lui Radu Mihăileanu, o coproducție Franța, Canada, România. Și merită spus că este un film la care este turnat. Iată, chiar acum secvențe din la Istoria Cluj, Iubirii despre la care Cluj și la, în satul Dâncu din comuna Ghireșu. Eu am avut noroc cu șansa să lucrez la producție și cred că pe lângă faptul că povestea e impresionantă, e o poveste de iubire trăită începută în al doilea război mondial, pe vremea când nemții invadau Polonia și care traversează Europa prin Belarus, Anglia și ajunge la New York. Noi am reușit să folosim Clujul ca o scenă de film. O să putem să revedem parcul central și zona cazinoului, însă ele prezentate ca Santiago de Chile în anii 60. Wow. Centru vechi. O transformare. Da, centru vechi. A fost foarte... Hai să-mi spunem complicat, dar a fost foarte îndrăzneț să aducem mașini de epocă, să am adus un tank din al doilea război mondial în pădurea de la Gileu ca să recreăm anumite scene din momentele când trupele SS invadaseră Germania și cred că va fi o proiecție spectaculoasă și clujenii ar trebui să fie mândri că orașul poate să devină și o scenă de film și nu doar pentru filme de autor, ci filme mari și povești sigur spectaculoase. La fel cum spuneam și anul trecut în gala de deschidere, practic Clujul va deveni capitala europeană a filmului. Orașul se va transforma, exact cum spuneai tu puțin mai devreme. Anul trecut ne-ați prezentat și niște clipuri foarte interesante în care oameni, cetățeni ai Clujului au devenit personaje de film. Da, anul acesta campania, după cum ați văzut probabil deja posterul, merge un pic mai departe în aceeași direcție, nu doar că oamenii și Clujul devin personaje de film, ci personaje celebre de film, în general monștri, își dau întâlnire la TIFF și își dau întâlnire în Cluj, pentru că acest oraș devine capitala cinematografiei în principale europene și în general a filmului artistic de autor. Iar deja l-am dezvăluit pe King Kong, care cucerește orașul și s-a întâlnit cu Mădălina Ghenea. O să urmeze în zilele următoare și dezvăluirea celorlalte personaje, dar credem noi întreb, că... Eu te întreb. De data mea să te întreb cine e invitatul de onoare al acestei ediții. Invitatul de onoare al acestei ediții? Păi am spus deja King Kong. De bună seamă că nu e singurul. Acum, invitat special sunt toți, însă acel invitat de care mă întreb tu e un invitat pe care noi o să-l dezvăluim astăzi către toată lumea.
Ne vedem chiar acum în imagini foști invitați. Foști invitați, da. Acum, în ultimii ani, festivalul a crescut atât de frumos și de mare încât reușim să atragem atenția unor vedete mult așteptate, zic eu, la Cluj, cum a fost Sofia Loren în anul trecut. Cred că și invitatul sau invitații de anul ăsta o să fie la fel de așteptați și probabil pentru cei nostalgici va crea o bucurie imensă. Avem oricum invitați și, spre exemplu, Sir Derek Jacobi, care apare în Istoria iubirii și pe care oamenii îl știu din filme precum Gladiatorul sau The King's Speech. Pe lângă asta, foarte mulți invitați români și invitați din industria filmului, de la producători și distribuitori până la regizori celebri. Unii dintre ei sunt regizori care au câștigat trofeul Transilvania în trecut, cum este regizorul filmului Stockholm, care se întoarce anul acesta cu un film spectaculos pe care noi l-am pus ca filmul de închidere al festivalului. Și cred că e un film de neratat, despre Madridul, în freba pregătirilor pentru vizita Papei și doi polițiști care urmăreau un criminal și își dau seama că nu sunt cu nimic mai presus decât criminalul pe care îl urmăreau. Tifu cred că reușește să continue în aceeași notă spectaculoasă și spectaculoasă din perspectiva programului și a filmelor, și asta mi se pare foarte important pentru că e un festival de film și oamenii se așteaptă să vadă sau să revadă aici tot ceea ce contează în materie de cinematografie și filme lansate în ultimul an, ultimii doi ani în Europa. E important să precizăm celor care ne urmăresc acum și despre faptul că pentru cei care sunt în piață sau care sunt în sălile de cinematograf, pentru spectatori, sunt momente inedite în care văd foarte, foarte multe producții, pelicule, iată unele dintre ele remontate, digitalizate, pe care voi le-ați pregătit. Pentru cei din industria filmului însă este și o foarte bună oportunitate de a găsi subiecte. Spun asta pentru că mă gândesc, spre exemplu, la regizorul japonez care a venit anul trecut, la Shion Sono, care pe parcursul anului s-a reîntors în România și deja a realizat un film la Castelul de la Hunedoara cu secvențe în Salina Turca. Nu doar la Castelul de la Hunedoara, dar iată, l-a inspirat acest aspect. Da, a fost o provocare să lucrăm cu... Adică noi, mă refer aici eu și colegii mei de la Libra Film, să lucrăm cu o echipă japoneză. În primul rând, clinciul de cultură și diferențele sunt enorme, însă el a fost la festival și în cele 10 zile cât a stat la Cluj a reușit să viziteze foarte multe lucruri și a găsit inspirația necesară pentru următorul lui proiect, care e o poveste bazată pe vampiri și să spunem, un film care e mai mult în zona adolescenților. Și după foarte multe căutări, pentru că își dorea ce mai spectaculos de scos din orașul ăsta, am reușit să filmăm în beciurile hotelului de la Continental, în beciurile Muzeului de Artă. Cred că cele mai grele zile de filmare au fost la Salina Turda, pentru că au fost foarte intense și pentru că locația e foarte solicitantă să cobori echipament, decoruri și costume. A fost o experiență în sine, cred că, making of. Epuizantă. Dar experiența cu echipa japoneză a fost foarte interesantă și e o cultură de la care poți să înveți foarte multe, în primul rând tot ce înseamnă politețe și bun simț, pentru că sunt niște oameni foarte calmi și sunt niște oameni foarte muncitori, adică muncitori. Recunosc că am rămas impresionat de puterea lor de muncă și implicarea, indiferent de funcția de pe platou, de filmare, toată lumea a muncit cot la cot. Și acum nu cred că, dacă vreți să mă întrebați unde o să se vadă filmul o să se vadă în Japonia. Este un film destinat pieței japoneze și culturii specifice și de care culturii specifice, eu însă ei sunt fermecați de tot ce înseamnă legenda vampirilor și toate peisajele de la Castelul Bran, Castelul Hunedoara și tot ce înseamnă Transilvania. Pentru ei așa un wonderland de legendă.
Da. Hai să vorbim, te rog, și despre activități pentru copii. Ne reîntoarcem la Castelul de la Bonții, dar voi activați și asta este foarte frumos la TIF, pentru că dă înapoi orașului ceea ce primește și ceea ce a primit de-a lungul timpului de la oraș. Iar evenimentele TIF nu se desfășoară doar în Piața Unirii. E important să spunem asta. Da. Activați foarte multe zone, activați cartiere, activați zone care au fost uitate sau în paragină, de exemplu depozitul de filme pe care l-ați scos cumva anul acesta la lumină, dintre buruieni. Da, anul acesta ne concentrăm pe plaja Grigorescu de pe Someș, unde deja au fost inițiate evenimente de către alți operatori culturali din Cluj. Ne-am propus să exportăm conceptul de cinema în aer liber pe care l-activasem în Mănășturi în ultimii ani, în Grigorescu. Va fi o locație cu acces liber, vor rula filme în aer liber în fiecare seară și sperăm ca vremea să țină cu noi pentru a reuși acest lucru. Da, ne reîntoarcem la Bonțida cu celebrul Weekend la Castel, care își concentrează activitățile în timpul zilei în jurul copiilor și al familiilor. Proiectele educative. Da, și pe lângă asta, cam fiecare an oferim șansa sau bucuria copiilor din zona Patarât, Cojocna, de a veni la Cluj într-o excursie, de a merge la cinema, de a merge la castel și să interacționeze cu tot ce pregătim noi acolo. Proiecte coordonate de către Oana Giurgiu, care ia în calcul și copiii care provin exact din medii obicei nu au acces. O să continuăm tot ce înseamnă educativ. Educativ fiind platforma în care noi punem cel mai mare, punem tot sufletul nostru, platforma de educație cinematografică pentru copii. Este unul dintre cele mai de succes programe de educație alternativă din România. Are peste 7 ani, timp în care noi am reușit generație cu generație să aducem copiii la film și nu doar să îi aducem în sala de cinema, ci să reușim să le explicăm ce înseamnă critica de film, cum să interpretezi mesaje vizuale, mai ales că trăim într-o eră în care ești bombardat cu imagini și videouri, fie că de la televiziuni, fie că sunt de pe internet. Ori componenta asta de educație, îi spune în curricula europeană Media Literacy, este din ce în ce mai importantă și noi încercăm de la an la an să extindem acest program și în timpul anului. Evident că festivalul este rampa de lansare sau momentul lui de glorie, însă prin proiectele cu școala altfel și cu cei de la Cinematograful Victoria, reușim așa de la 3 luni la 4 luni să mai facem câteva sesiuni de important educativ. Că aceste activități nu se desfășoară doar pe perioada în care TIF-ul este prezent în orașul nostru, ci practic cuprind întregul parcurs al unui an, întreg parcurs în care voi țineți pe acești copii conectați la bucătăria din spatele filmului. Și cred că e foarte important să păstrăm toate aceste elemente de educație, pentru că tot acest public tânăr crește, generează impact nu doar direct, ci indirect în jurul lor și cred eu că acest oraș astăzi are bucuria de a se lăuda cu un public de cinema din ce în ce mai avizat, din ce în ce mai deschis și dornic să cunoască, și asta e un lucru foarte bun. Mai departe, toată componenta asta de educație noi am gândit-o într-un mod natural și avem programe și pentru următoarele categorii de vârstă, însă m-aș opri la ce înseamnă competiția locală, pentru că această competiție locală a crescut foarte mult în ultimii 6 ani de zile și trofeul în sine și bătălia pentru a avea cel mai bun scurtmetraj în competiția locală devine una din ce în ce mai strânsă. Sunt filme foarte bune, am reușit, adică nu noi am reușit, artiștii locali, regizorii locali au reușit anul trecut să ajungă și în competiția mare a TIF-ului, cum Ion Indolean, care a fost în zilele filmului românesc. Care a fost și invitat în platoul nostru. Exact. La TVR Cluj. Filmele devin din ce în ce mai bune și eu cred că ăsta e un lucru foarte bun. Am văzut și publicul care vine să urmărească această competiție locală a devenit un public mult mai interesat de tot ce se întâmplă acolo
acolo și nu mai e compus doar din prieteni și apropiați care apreciază. Și nu doar din oameni din Cluj-Napoca, pentru că știm atunci când vine tiful, vin oameni din toate locurile țării. Cristian, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că în această dimineață ai fost alături de noi. Ediția cu numărul 16 nu se lasă mult așteptată, doamnelor, domnilor, început de iunie, început de tif. Mulțumesc încă o dată și mult succes. Mulțumesc. Știu că acum sunteți în mega febră a pregătirilor. Da, mulțumesc de invitație. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe, Transilvania. Rally imediat la Bună dimineața, Transilvania. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, am privit imagini spectaculoase cu Vlad Cosma, care este pilot și instructor și care este acum alături de mine. Bună dimineața, bine ai venit, Vlad. Bună dimineața, bine v-am găsit. Noi vedem aceste imagini, să spun așa, de departe, de din afară. Spune-ne care e senzația pentru tine, dincolo de ușa mașinii, la volan, la pești pedalele, când faci aceste mișcări, iată, aceste curbe. Da, destul de greu de descris senzația pe care o trăiesc eu la volan. Pentru mine este un lucru cât se poate de normal, care îmi generează adrenalina de care am nevoie pentru a trăi zilnic. Nu pot să spun că este ceva ieșit din comun. Comunii preferă să meargă la pescuit, să-și hrănească pasiunile. Unii preferă să joace șah, eu prefer să merg tare cu mașina de raliu. Și pentru mine asta este oarecum o normalitate. Cu siguranță mulți care se urcă în dreapta alături de mine nu sunt de aceeași părere și probabil că trăiesc niște senzații pe care nu le-am mai avut până atunci, dar noi ne simțim bine în felul acesta. Cum ai intrat în lumea raliului? Mi-am dorit foarte la mult. Volan? La ce vârstă? Cum a fost? Am început de mic copil, adică în jur de 8 ani, am început la cercul de karting de la Palatul Copiilor. Pe vremea la Palatul Copiilor se făcea karting. Am mers acolo pentru că îmi plăcea foarte mult și am încercat să mă înscriu la cercul de karting. Domn profesor, n-aveai încă buletin de permis de conducere, nici nu mai e cazul să vorbim. Și n-am fost primit la 8 ani, vârsta minimă era de 10 ani și cumva cu derogări am reușit la 8 ani jumate să mă înscriu la cercul de karting și de acolo în principiu a început totul. Am mers așa pas cu pas, am făcut karting la nivel județean, după care la nivel național și am ajuns să fac și pasul spre motorsportul de înalt nivel. În alt nivel în România, mă refer, campionatul național de raliu. Așa cum te-am prezentat în debutul discuției noastre, ești pilot, dar ești și instructor. Ai ajuns să și formezi la rândul tău alți piloți. Cum e această zonă? Da, este o zonă foarte interesantă pentru mine. Îmi face foarte mare plăcere să fac aceste cursuri, atât cursurile de pilotaj, cât și cele de conducere defensivă, care mă întâlnesc din ce în ce mai des și îmi place să iau contact cu oamenii și să încerc să le transmit din experiența pe care am acumulat eu în
motorsport și în diverse situații în mersul cu mașina și să încerc să-i învăț să facă lucrurile ceva mai corect. Asta în ceea ce privește conducerea defensivă, după care partea de pilotaj este o parte de suflet cu care nu ne întâlnim foarte des pentru că nu sunt foarte mulți cei care își doresc să facă, să se facă piloți, dar când ajungem în zona asta de cursuri de pilotaj, pentru noi este absolut o plăcere. Stăm, practic, cursul de pilotaj nu este neapărat un curs, este o poveste cu cursanții. E greu să fii pilot de raliu în România? Mă refer, e scump? Ai nevoie, nu știu, de susținere? Orice lucru pe care îl faci la un nivel foarte înalt și la nivel de performanță are nevoie de susținere și cu siguranță este scump. Depinde din ce punct de vedere a lucrurilor privești. Pentru campionatul național de raliuri, lucrurile sunt scumpe. Pentru campionatul mondial de raliuri, lucrurile sunt foarte scumpe. Așa mai departe. Dacă vii de jos în sus, ce facem noi este foarte puțin scump. Dacă pornești de aici și mergi spre alte campionate, lucrurile se văd din ce în ce mai scump. Acum depinde cum definește fiecare scump. Nu-mi place să vorbesc despre cifre, dar cu siguranță noi suntem bucuroși că avem susținerea partenerilor care se implică foarte mult în ceea ce înseamnă NAPO Carale Academy și toate activitățile pe care le întreprindem noi. Noi, pe lângă campionatul național, îl avem pe Simone în campionatul mondial, avem acțiunile... Tatăl său a fost, care este și organizator, a fost ieri dimineața alături de noi și ne-a povestit lucruri legate de traseu, de probele pe care le-ați stabilit pentru acest an. Spuneai puțin mai devreme că nu-ți place să vorbești despre cifre, atunci îți propun să vorbim despre calități și te întreb și ca pilot, dar și ca instructor, care sunt ingredientele, care sunt calitățile care fac de cineva un pilot de raliu de succes? Ambiția, în primul și în primul rând, este cea mai importantă calitate, cred eu. Adică dacă nu-ți dorești foarte tare și nu ești perseverent, n-ai nicio șansă. De foarte multe ori ți se închid foarte multe uși în nas, ai foarte multe piedici, ai foarte multe praguri de trecut și dacă nu îți dorești cu adevărat, n-ai nicio șansă să faci chestia asta. După care trebuie să ai un pic de talent în direcția asta și trebuie să lucrezi foarte mult. Trebuie să lucrezi, tot timpul trebuie să dai la perete, indiferent că vorbim despre instructaj, indiferent că vorbim despre pilotaj, lucrurile trebuie să fie făcute cu pasiune și la maxim, să spun așa. Ești pilot de raliu și în trafic? Nu, nu, în trafic, clar cu toți am avut nebuniile noastre în tinerețe. Eu spun că am trecut foarte repede peste momentele respective și acum cu siguranță tot ce înseamnă adrenalină ne descărcăm pe probele speciale și în plus de asta, fiind instructor de conducere defensivă, trebuie să fim fiind noi toți cei de la NAPO Carale Academy instructor de conducere defensivă, tot ce înseamnă mersul nostru pe stradă trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți participanți la trafic. Adică tu de fapt vorbești despre faptul că acest lucru implică foarte multă responsabilitate. Conducerea asta defensivă e un concept care nu e foarte vechi în România, dar e un concept de care e foarte, foarte, foarte mare nevoie asta. Cât se poate de clar, vedem zilnic cât de multe accidente au loc absolut, în chiar dacă noastră. Tema noastră de astăzi este Transilvania Rally, nu pot să nu amintesc ce se întâmplă pe șoselele din România. Din păcate, suntem pe primul loc la nivel european în ceea ce privește victimele generate de accidentele rutiere și noi încercăm prin cursurile pe care le facem să transmitem mai departe șoferilor cunoștințele noastre și să facem mersul cu mașina ceva mai sigur și probabil ceva mai plăcut pentru cei care fac treaba asta. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață. Mult, mult succes! Sunt activități foarte importante. Te rog frumos, în finalul intervenției noastre, o idee despre și eu vă mulțumesc foarte mult pentru din acest an. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și aștept pe toți telespectatorii la Transilvania Rally, cel mai mare eveniment automobilistic al anului. Se întâmplă chiar la noi, aici în Cluj. Încep de mâine activitățile. Rally Kids pentru toți copiii mici în zona
stadionului mâine de la ora 4 până la ora 7. De la 7 avem 7:45 avem un cooking show cu Adi Hădean, după care startul oficial al raliului și de vineri începe efectiv gălăgia, ca să spun așa, probele speciale. Îi așteptăm pe clujeni în zona probei speciale Florești, care este foarte, foarte accesibilă. Avem un spectacol nemaipomenit acolo pe proba de noapte, vineri seara în jur de ora 9:30, după care avem o probă super specială în zona stadionului sâmbătă în jur orei 6. Cu siguranță astea vor face deliciul publicului, așteptăm, avem concurenți din afara țării, este un eveniment la nivel european, așa că are toate ingredientele să fie un show de zile mari. Așteptăm toată lumea să fie alături de noi, pentru că pentru ei facem noi treaba asta, de fapt. Excelent. Și atunci când invitația vine de la Vlad Cosma, doamnelor, domnilor, nu puteți refuza, așadar vom fi alături de voi. Mulțumesc încă o dată pentru că și tu în această dimineață ai fost alături de noi. Mergem mai departe, Create, Act, Enjoy, imediat la Bună Dimineața Transilvania. Rămâneți cu noi! Create, Act, Enjoy, doamnelor, domnilor, la Bună Dimineața Transilvania. Vă spuneam puțin mai devreme, Diana Buluga și Cristian Pascariu au sosit alături de mine. Noi am urmărit trailerul Pena. Ei s-au mutat între timp în casă nouă. Ne spun toate astea. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, așa e. Ne-am mutat de la începutul lunii aprilie. Suntem în noua căsuță, care e pe Horea numărul 4, respectiv la Urania Palace, fostul cinematograf favorit. Ce bine că acea, îmi cer scuze, Diana, că te întrerup, acea zonă a rămas în domeniu. Exact, exact. Ne bucură și pe noi foarte mult lucrul acesta. Noi am avut ocazia să vedem la un moment dat spațiu, acum, nu știu, vreo 3-4 ani, când încă nu era renovat, nu se întâmpla nimic acolo și de atunci ni s-a părut uimitor și cumva... Ați pus ochii pe el. Da, și cumva părea incredibil să ajungi vreodată să joci acolo, la cum arăta atunci. Dar acum e renovat, e deja deschis, am și avut primele evenimente acolo și înainte să ne mutăm noi au fost câteva evenimente culturale și încet, încet și cu ajutorul nostru va intra într-un circuit mai consistent. Super! Îl întrebăm pe Cristi ce ați făcut deja în nou spațiu, după care mă întorc la tine să ne spui ce urmează să pregătiți la Urania Palace. Până acum am reluat un spectacol al Create, Act, Enjoy, foarte drag nouă, Snap-ul, și a ieșit foarte bine, adică a fost full house, cum se spune. Am avut un spectacol de stand-up comedy. Încercăm să introducem Comedy Night, o dată pe lună cel puțin să avem o seară de comedie. Am avut un spectacol despre mărturirile prizonierilor din pușcările comuniste, supraviețuitor. Și ce mai... Și petrecerea de deschidere. Petrecerea de deschidere, desigur. Cum a fost la petrecerea de deschidere, apropo? Foarte, foarte simpatic și dinamic. Colega noastră, Adina Lazar, s-a ocupat de partea muzicală. Evenimentul s-a intitulat Luciri Atomice. Și, Luciri Atomice. Da, și s-a dansat foarte mult pe muzica anilor 90. Până am lucit cu toate. Exact, exact. Au fost foarte mulți prieteni, ne-am distrat. A fost mai greu să ne trezim a doua zi când l-am avut invitat pe Florin Suciu de la Magic Puppet cu un spectacol pentru copii. Și evenimentele pentru copii sunt un lucru cu care noi am mai cochetat, dar acum cu ajutorul prietenilor de la Magic Puppet, la fel ne dorim ca măcar o dată pe lună să introducem o astfel de activitate. Ai spus puțin mai devreme, ați spus că ați reușit să renovați acel spațiu. Eu l-am văzut de curând și sunt absolut convins că a fost nevoie să investiți
fonduri acolo? Cum v-ați descurcat? Spațiul, am fost norocoși, foarte, foarte norocoși. Spațiul a fost renovat de actualul proprietar. Deci, practic... V-ați putit. Exact, exact. Pentru noi, de data aceasta, a fost mult mai simplu. Ne-am ocupat doar de amenajarea interioară. Pentru că acolo avem și partea de birouri, deci și sediul nostru de lucru, dar și sala de spectacole, unde ținem evenimentele. Exact cum spuneai puțin mai devreme, și spectacol pentru copii, voi încercați să o acoperiți întreaga paletă de vârste, de preocupări. Da, ne străduim și mai e ceva. De exemplu, colegii de la Magic Puppet, la fel, sunt o companie independentă de teatru, dar specializată pe activitățile pentru copii. Și atunci, ce poate fi mai potrivit decât să apelezi la cineva care e tot în independent, dar în același timp care și-a dezvoltat deja... Are nișa. Da, exact, o anumită nișă. Noi, rămânând în continuare pe spectacolele noastre, pe temele contemporane pe care le abordăm, pe tematici sociale, cum e condiția femeii, de exemplu, cum am văzut un pic și în trailerul din Pena. Adina, de altfel, pregătește un spectacol nou care va avea premiera în toamnă. Deci, rămânem în zona asta. Chiar asta vreau să vă întreb acum, ziceam mai devreme că nu vă las să plecați până nu-mi spuneți ce aveți în pregătire, la ce lucrați acum, unde vă vedem în următoarea perioadă, cu ce acțiuni? Păi, la Urania, în primul rând, am trasat deja în linii mari programul pe luna mai. Pe 12 mai se joacă Pena, după care repede pleacă la Festivalul de Teatru Nou de la Arad. După care avem Everyday is a Bridget Day pe 18, pe 19 se joacă Snap, pe 20 mai vin iarăși prietenii de la Magic Puppet, pe 27 îl avem pe Dragoș Pop cu un nou material de stand-up comedy. Aglomerată perioadă. Da, și da, pe 21 da. Un cineconcert surpriză cu prieteni de la Mult. Din București. Ieșiți și anul acesta din Urania Palace, asta pentru a intra în spital? Da. Absolut. Ca în fiecare an, anul acesta o să ne extindem puțin și perioada și numărul de spitale. Vom merge în 3 spitale. Wow. Și... Spitalul de recuperare ați fost anul trecut, Spitalul Militar. Da. Și Spitalul de Pediatrie. Ajungeți anul acesta și la pediatrie. Excelent, este un proiect al celor de la Create Act Enjoy. Doamnelor, domnilor, pentru aceia dintre noastre care nu-l cunoașteți, sper că sunteți foarte puțini aceia, în care prietenii noștri schimbă viața și statutul omului care pentru o perioadă se află internat într-un spital. Adică vă uitați la cum putem să ne simțim bine, cum putem să ne dezvoltăm personal, cum putem să creștem un pic stima de sine, nu doar la faptul că suntem bolnavi cu o etichetă și cu un număr trântit într-un salon. Exact, exact. Și ce încercăm de la an la an e să și diversificăm activitățile. De exemplu, de anul acesta vom introduce în fiecare săptămână un concert live în spital sau în curtea spitalului, dacă vremea ne permite. Da. Vom mai avea super rău pentru o zi. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă personaj, supereroi preferați ai copiilor, despre care aflăm și care vor veni să îi viziteze în weekend. Evident că vom deschide și mai tare call-ul pentru actori, colaboratori, pentru că introducând și activități noi vom avea nevoie de mai mulți actori, colaboratori. Ne dorim să iasă cât mai bine. Practic, anul acesta va ține o lună și jumătate, cam așa, cu tot cu faza de pregătiri care e deja începută, se extinde undeva la 3 luni perioada proiectului. Dar e a 5-a ediție și, nu știu, ca oricine care simte nevoia ca la ceas aniversar să facă ceva mai special, și noi ne dorim ca anul ăsta să iasă foarte bine. Și ați conturat deja ceva special, iată, se extinde, asta deja este un lucru special și foarte bun, pentru că spitalul de copii chiar era un loc și este un loc unde e foarte, foarte bine să aveți astfel de activități.
Da, alt moment artistic pe care l-am introdus e un moment artistic cu personaje din basme. La fel ne-am gândit că ar prinde foarte bine la copii. Iar acum suntem în faza de căutare. De exemplu, încă n-am stabilit muzicienii care vor veni să cânte, dar tatonăm terenul și schițăm. Un lucru foarte benefic a fost faptul că, și aici Cristi poate să-ți spună mai multe, am fost invitați într-un schimb de experiență în Anglia pe tema terapie prin artă. Wow, ce frumos! Da. Unde Cristi a lucrat și abia așteptăm să punem în practică ce a lucrat acolo. Ne zici așa foarte puțin, am fost cu un proiect Erasmus, Tableau se numește, în Kent, Anglia, și am vizitat mai multe spitale de boli mentale din regiunea respectivă și ne-au povestit cum funcționează sistemul la ei. Pentru ei terapia prin artă este ceva absolut normal. La ordinea zilei e un tratament, au terapeuți angajați în spital, în fiecare spital, art therapist, music therapist, sunt mai multe specializări, nu doar în general. Și a fost ceva foarte frumos să vezi cum funcționează lucrurile în mod normal, nu doar o dată pe an încercând să atragi oamenii și să-i transpui cu totul. Și, cum zicea și Diana, de bună seamă că acele idei pe care tu le-ai dobândit de acolo le vom vedea implementate în proiectele voastre de aici. Eu vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, felicitări pentru casă nouă, să vă simțiți cât mai bine în ea și la cât mai multe proiecte frumoase la Create Acting Joy. Diana are și o insignă, doamnelor, domnilor, pe care scrie 2% pentru Create Acting Joy. O să o vedeți imediat în imagine, așadar puteți susține activitățile pe care ei le desfășoară acolo, completând formularul prin care puteți dona 2% din impozitul pe venit. Iată, vedeți insigna de aproape. Vă mulțumesc încă o dată. Mult succes pe mai departe. Mulțumim și noi tare mult. Rămânem în zona teatrului, doamnelor, domnilor, vorbim imediat despre proiecte interesante la Teatrul Național din Cluj-Napoca, asta pentru că Ștefana Popcușeu vine imediat în platoul nostru. Rămâneți cu noi! Mihaela Panainte și celebrul scenograf Helmut Stürmer au gândit pentru acest spectacol un spațiu care să reflecte lumea interioară a lui K, o închisoare în care personajul se simte vinovat și nu știe de ce. Este un proces interior, un proces de transformare și de înțelegere, înțelegerea vieții. Noi trăim într-o etapă a vieții în care avem dorințele noastre, vinovăția noastră, și aceste dorințe nu ar trebui să le ascundem și să nu ne le asumăm. În dimensiunea aceasta onirică a visului, aceste dorințe ies la suprafață. Înțelegem și noi că în altele autorități pe care le reprezentăm nu emit un mandat de arestare fără motive întemeiate. Asupra persoanei arestate, mai ales. În privința asta, orice eroare este exclusă. E o situație, situația asta de vină permanentă, care îi dă senzația că niciodată nu ai făcut destul. Și perioada noastră, mai ales cred că pentru oamenii tineri de astăzi, cred că au aceeași problemă, pentru că tot timpul te duce din urmă, te aleargă din urmă, dorința de a fi la curent cu orice mișcare nouă, cu orice dezvoltare nouă, cu tot, și este o presiune extraordinar de mare care te duce la o fel de senzație de vină. N-am făcut destul ca să ajung și asta e foarte periculos. Deci cred că asta este una din bazele procesului. Poate că legea asta nu există decât în capetele voastre. Lasă că să simți tu legea asta pe pielea ta. Vezi, William, el recunoaște că n-are abar de lege, dar pretinde în același timp că e nevinovat. Ai perfectă dreptate, Franții, e imposibil să-l faci să priceapă ceva. Gata. Vreau să vorbesc cu superiorul vostru. Procesul este o lume unde visul și coșmarul se suprapun, în care asistăm la o aglomerare de proiecții ale imaginarului personajului principal. Ceilalți sunt, de fapt, tot el.
tot ca. Personajele, tot timpul prezente în scenă, alcătuiesc un grup aflat într-o mișcare continuă. Ele intră și ies din acest cor, creat de regizoare, ca o reflectare a apartenenței lui ca la galeria personajelor tragice într-o lume absurdă. Aproape chiar îl urăsc pe Kafka, pentru că eu încă n-am descoperit în mine atâtea psihoze și dacă ele există, aș dori să rămână în stare latentă. Dar este un proiect care m-a pus într-o foarte mare dificultate. Mă întâlnesc cu personajul meu, mă privesc ochi în ochi și nu vrea să ne împrietenim. Și acum să vedem cine pe cine îmblânzește. Și poate că asta este ironia lui Kafka, de acolo, de undeva, din psihozele lui. Urmează o metamorfozare. Ce sugerează Kafka e că are legătură cu păcatul originar, într-un fel. Că suntem vinovați ab initio, din naștere. Condiția umană ne face să fim vinovați. Iar dacă nu credem chestiunea asta, e suficient să ne orientăm privirea puțin în interior și sigur vom găsi noi ceva acolo. Adică nu e nimeni fără pată. Imagini din spectacolul Procesul de Kafka, am văzut și câteva detalii din conferința de presă, doamnelor, domnilor, și o reacție a prietenii noastre Elena Ivanca. Ștefana Popcușeu este alături de mine, bună dimineața, bine ai venit să discutăm despre toate astea, dar și despre alte proiecte pe care voi le aveți la Teatrul Național. Elena, aproape urăște, spunea. Bună dimineața! Da, e un spectacol care a generat foarte multe controverse pozitive, aș zice, și în sânul grupului de actori. Nu doar în spectatori. Da, pentru că i-a provocat foarte mult, atât textul în sine, pentru că e un text problematic, e un text dificil, într-adevăr un text despre psihoze, e un roman și în momentul în care acesta e transpus, e dramatizat și transpus scenic, apar o serie de dificultăți pe care cred eu că Mihaela Panainte le-a rezolvat foarte bine împreună cu actorii. Au căutat acele căi pentru a învinge într-un fel psihoza. Cine pe cine îmblânzește. Da, nu știu dacă s-a lăsat neapărat îmblânzit Kafka, dar în tot cazul a reușit să fie adus așa în anumite limite ale suportabilului, cel puțin pentru actori, pentru că miza, până la urmă, este ca pentru spectatori să fie o provocare la fel de puternică, nu se lase liniștiți în niciun caz, ci din potrivă. Să plece cu întrebări. Da, să-i pună în față cu propriile lor frici, cu propriile lor întrebări despre ceea ce sunt, ceea ce fac, rostul în lume, vina. Sensul vieții. Da, sunt greu de dus. Este un spectacol greu de dus, într-adevăr, foarte solicitant și pentru actori, însă e un spectacol care le-a adus enorm actorilor și toți recunosc lucrul ăsta. Au lucrat foarte mult, foarte bine și e un spectacol care știe să scoată cumva la lumină și foarte multe aspecte pozitive din arta actorului. Și excelent că îl avem la Teatrul Național din Cluj-Napoca și putem să-l vedem. Absolut, absolut. Acum îl avem, de exemplu, peste două... Mâine este joi deja, deci mâine seară. Îl mai avem programat în 21, deci da, spectatorii clujeni au șansa să vină să-l vadă. Și într-adevăr rupe puțin față de comedii, față de spectacole de alt gen cu care poate s-a obișnuit, dar cred că e un spectacol foarte necesar, care te scutură puțin așa ca tip de abordare artistică. Și până la urmă e și un fel de intrare într-un anumit tip de ritual, de unde și acel ritm al spectacolului, care este un ritm special și vor vedea spectatorii, cei care au venit la premieră, au văzut deja, da? E un fel de joc ritualic și de
de metamorfozare, așa continuă până la punctul final, care nu este unul fericit. Dar, până la urmă, ce să zic, sunt și multe accente comice, grotești. Deci există acest absurd are și laturile lui comico-grotești. Chiar am discutat imediat după premieră cu o doamnă avocat care s-a distrat copios. Deci când toți ceilalți pe care erau foarte atenți și nu știau să râdă, să nu râdă, evident că se poate râde, pentru că sunt momente foarte comice, dar doamna respectivă mi-a spus, e absolut incredibil pentru că regăsesc toată absurditatea din tribunal, din ce se întâmplă, a relației. Exact, acolo. Exact. Deci, recunosc prea multe lucruri și vă spun chiar râdea. Devine la un moment dat amuzant. Din toată paleta pe care oferă Teatrul Național, procesul este o pată de culoare, să spunem. Dar aveți și alte spectacole pe care aș vrea, te rog, să le punctezi. Vin și studenții cu Galactoria, plecați și la Arad, la un festival important, să vorbim despre toate astea. Da, avem mai multe lucruri acum. Despre Arad, dacă tot ai pomenit, luni se pleacă la Arad, la Festivalul Internațional de Teatru Nou, cu Decuraj. E acel spectacol pe care îl jucăm în aer liber. L-am jucat pe Bulevardul Eroilor, în fața Cazinoului, la Cluj, cu clasa domnului profesor Nicloș Baciu de la Facultatea de Teatru și Televiziune. Ei sunt în anul 3 acum. Și a fost un spectacol selecționat la Arad. E semnată coreografia și ansamblul de fapt al conceptului de Andreea Gavriliu. Și pe lângă aceasta, într-adevăr, studenții de anul 3, care se pregătesc să termine, da, să devină absolvenți, vor avea și un spectacol, poate chiar mai multe, din Galactoria la Teatrul Național. În tot cazul, Grand Hotel Caragiale este unul dintre spectacole pe care ei l-au făcut singuri. Mi s-a părut foarte interesant, acum și în calitate de cadru didactic la Facultatea de Teatru. Chiar am fost foarte, foarte receptivă la propunerea domnului profesor Ion Vartic și a domnișoarei Anca Hațiganu, care țin un curs despre Caragiale la facultate și așa s-a născut, de fapt, acest spectacol, Grand Hotel Caragiale, ca lucrare de seminar, ca parte practică a unui curs despre Caragiale, și le-a ieșit atât de bine și au reușit să găsească acel ceva tipic caragialesc și să-l pună foarte bine în evidență și în scenă, încât am preluat acest spectacol, am oferit spațiul de la studioul Euphorion pentru ca să poată avea o deschidere mai mare către public. Și cred că e foarte important ca studenții facultății noastre să vină în contact cu publicul adevărat, ca să zic așa, nu doar cu publicul studențesc, cu prietenii care merg în Radu Stanca, la reprezentațiile, la examene, la spectacole pe care le dau ei acolo și care sunt de multe ori excelente, ci să, cum spuneam, să vină în contact cu acest public mare, pentru că există o perioadă de pregătire pentru viața de actor care îi așteaptă, nu? Până la urmă. Absolut. Ce să-ți mai spun, e un spectacol pe care îl pregătim acum, e în plină efervescență a ultimei sute de metri. E vorba de spectacolul Kin de la studioul Euphorion. Avem premiera sâmbătă, în 6. Un spectacol care promite. Urmează să avem o vizionare și în seara asta și vineri. E vorba de Mihai Florian Nițu, care a intrat nu de mult în trupa Teatrului Național și care a propus acest spectacol pe care l-a făcut mai de mult, la început, în momentul finalizării studiilor sale la București. Și iată că acum
îl preluăm la studioul Euforion. Asta este foarte bine, avem motive cât se poate de întemeiate să venim la teatru. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că în această dimineață ai fost alături de noi. Mult succes și la Arad și în foarte, foarte multe proiecte pe care voi le faceți. Mulțumim. Și care, iată, sunt de foarte bun augur, de actualitate, cu teme care lasă loc de întrebări pentru noi și cred că asta este până la urmă menirea teatrului. Mulțumesc încă o dată. Cu plăcere, vă aștept la teatru. Doamnelor, domnilor, vă spun că ediția de astăzi a matinalului nostru a ajuns acum la final. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Să aveți o zi excelentă. La revedere!